Este vineri 11 octombrie și astăzi la Radio Moldova și Moldova 1 a avut loc o nouă rundă de dezbateri electorale pentru referendumul constituțional, iar asta înseamnă că avem și astăzi Checaton Stop False, o emisiune la care jurnaliștii verificatori de fapte verifică în timp real declarațiile participanților la dezbateri și dezmint falsuri, speculații și manipulări. Eu sunt Pietru Macovei, iar alături de mine sunt jurnaliștii verificatori de fapte Lilia Zaharia, Mariana Colun, Elena Celac, Pietru Garciu și Vitalie Călugăreanu. Așadar, la dezbaterile de astăzi au participat doar formațiuni politice cu opțiunea da la referendum. Din partea blocului Împreună, atât la radio cât și la televiziune, a participat domnul Liviu Vov, cum cer scuze, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate a participat la radio Vitalie Gavruc, iar la televiziune Adrian Băluțel, iar din partea Mișcării Alternativă Națională la radio a participat Victor Pruteanu, iar la televiziune doamna Olga Ursu. Am urmărit împreună cu dumneavoastră declarațiile acestor participanți, iar dumneavoastră, verificatorii de fapte, ați descoperit mai multe afirmații speculative, cifre scoase din context și chiar falsuri. Haideți să le luăm pe rând și o să rog regia să pună pe post acum o declarație a reprezentantului MAN, domnul Pruteanu. Cel mai mare proiect de gestionare a deșeurilor este implementat aici, în Republica Moldova, în Chișinău, și costă, deci, banii europeni peste jumătate de miliard de lei. Și doar noi aici, în Chișinău, am reușit să reciclăm deșeurile. Domnul Victor Pruteanu, reprezentant MAN, a declarat că despre acest mare proiect de reciclare a deșeurilor. Mai cât de adevărate sunt aceste declarații, ne spune Petru Garciu. Да, добрый вечер. Во-первых, речь идет о проекте, бюджет которого 23 миллиона евро. То есть, если это переводить в леи, то это примерно 444 миллиона леев, а не более 500 миллионов леев, как сказал вот участник дебатов. То есть, это меньше. Кроме этого, то есть, участник дебатов заявил о том, что Кишинев – это единственное, в примере Кишинева, единственное из местных органов власти в Молдове, которые вот внедрили переработку мусора. Тут тоже речь идет о манипуляции и можно сказать, что о лжи, потому что сам проект еще не внедрен. То есть в сентябре этого года муниципальные советники Кишинева только проголосовали за выделение земельного участка под строительство вот этого завода. Поэтому пока еще, то есть нельзя говорить о том, что это уже внедрено. Am înțeles, mulțumesc tare mult. Este o declarație mai mult de intenție decât de realizări, prezentată ca pe un fapt împlinit. O să punem pe post acum o altă declarație pe care a făcut-o reprezentantul blocului Împreună, domnul Liviu Vovc. Ori, în situația actuală, noi vedem că reformele nu prea se mișcă, mai mult sunt mimate. Și aici o să vorbesc despre reforma justiției, care stagnează. Reforma justiției stagnează sau nu stagnează în Republica Moldova? Vitalie Călugăreanu, ai microfonul. Da, ăsta este un subiect care se discută tare des în spațiul public din Republica Moldova. De asta o să cer mai mult timp ca să explic, pentru că sunt trei comisii care se ocupă de fapt de această reformă și e important să înțeleagă cei care ne privesc că, de fapt, procesele nu sunt stopate, așa cum spune domnul Vovc. Nu stagnează procesele, asta este ideea. Și o să încerc să explic unde am ajuns, practic, cu această reformă în momentul acesta. Deci, avem prima comisie, care se numește pre-vetting, care a evaluat și evaluează membrii CSM și CSP. Procesul a durat pentru că știm chinurile prin care a trecut. Mulți candidați au contestat deciziile comisiei. În orice caz, avem deja un CSM funcțional în momentul acesta, trecut prin filtrul evaluării externe. Avem un CSP la fel funcțional, trecut prin pre-vetting. Și din câte am reușit să aflu în această seară, a rămas să fie publicată decizia în privința candidatului în CSM din partea curților de apel și aici lucrurile se cam încheie. Comisia 2, vetting, evaluarea judecătorilor CSJ și a curților de apel. Avem judecători noi la Curtea Supremă de Justiție trecuți prin vetting. Dacă deschidem pagina de Facebook a Comisiei Vetting, o să vedem comunicatul de acum două ore.
a Comisiei despre finalizarea evaluării tuturor candidaților în cele două colegii specializate ale judecătorilor. Vorbim de 25 de candidați la funcții în cele două colegii specializate. Din subordinea CSM, Colegiul pentru Selecția și Evaluarea Judecătorilor și Colegiul Disciplinar. În ceea ce privește curțile de apel, de care tot Comisia 2 se ocupă, evaluarea e deja declanșată. Judecătorii în funcție au primit prima rundă de întrebări din partea Comisiei, ceea ce înseamnă că în foarte scurt timp o să-i vedem la interviuri în fața Comisiei de Evaluare. Comisia numărul 3, care evaluează candidații pentru colegiile specializate ale CSP, adică Colegiul pentru Selecția și Evaluarea Procurorilor și Colegiul de Disciplină. În martie au avut loc primele audieri. Sunt 32 de candidați în total pentru ambele colegii. Au fost 18 audieri și 15 decizii luate. De asemenea, Comisia 3 va evalua procurorii care vor să rămână în sistem. Cei care n-au vrut au scris deja cereri. Procurorii anticorupție au fost notificați pentru procedura de vetting la sfârșitul lunii mai. Acum are loc acumularea informațiilor despre integritatea procurorilor care vor să rămână în sistem. Conform legii 252, procurorii anticorupție sunt evaluați în mod prioritar, la fel ca și candidații pentru CSP și colegiile specializate. Deci nu e nimic blocat. Da, ca să înțelegem, pur și simplu, această reformă este foarte, foarte complicată. Și încă un element, din păcate s-a tăiat video, dar am mai zis o chestie domnul Vovc, că procurorul general a fost numit de către PAS. Trebuie să spunem că nu PAS a fost cel care l-a numit pe Ion Munteanu în funcția de procuror general. Dincolo de interpretările politicienilor, Ion Munteanu a fost câștigător al concursului organizat de CSP pe data de 30 mai, iar Maia Sandu, care nu este membru PAS, cel puțin oficial, a semnat doar decretul de confirmare în funcția procurorului general. Am mulțumesc tare mult, Vitalie, indiferent de nemulțumirile care există în societate, în special din partea unor experți și a celor care nu au trecut aceste proceduri de vetting și pre-vetting, trebuie să înțelegem că reforma justiției nu stagnează, ci merge destul de greu, dar merge. E o reformă, cea mai complexă reformă pe care trebuie mulțumesc să o să mergem mai departe. Acum o declarație din partea reprezentantului Partidului de Guvernământ, domnul Vitalie Gavruc, vă rog regia. Guvernarea, într-adevăr, a fost prima guvernare care a deschis larg ușile către Uniunea Europeană. Acum, cât de larg au fost deschise ușile și cine a deschis primii ușa pentru integrare europeană, poate ne dă mai multe detalii colegul nostru Pietru Garciu. Da, nu s-am delit metacistice speculație, pentru că на пути евроинтеграции были также очень важные события, и я напомню про события 2014 года, потому что тогда было подписание соглашения об ассоциации, включающее углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. То есть что это позволило и почему это было важно? Потому что это соглашение позволило экспортировать, то есть облегчить экспорт молдавских товаров в зону ЕС, и как раз с этой даты в том числе начался еще более бурный рост экспорта в страны ЕС. Еще одно важное событие 2014 года – это начало безвизового режима, то есть возможность путешествовать гражданам Молдовы без виз в страны ЕС и находиться там без дополнительных документов до 90 дней. Da, înțeleg că mulți politicieni încearcă să-și aroge această deschidere pentru Uniunea Europeană. Dacă ar fi să fim corecți până la capăt, Vitalie, nu o să-mi dai voie să mint. Probabil a trebuit domnului Voronin să-i mulțumim pentru deschiderea. De la el s-a început. Mulțumesc tare mult. Continuăm cu încă o declarație a reprezentantului MAN, domnului Victor Pruteanu. Rog, regia. Cer scuze, dar eu tare sper că fac checkerii care după asta o să asculte și o să-mi spună cum adică nu s-au majorat dacă noi am avut, cum nu s-au majorat esențial datoria de stat dacă când au venit la guvernare PAS-ul era, dacă mă înșel, 67 de miliarde de lei datoria de stat și acum e 110 aproximativ miliarde de lei datoria la stat. Eu nu manipulez cifre de pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor. Bine că ați atenționat, dar datoria de stat se măsoară în procente din PIB. În acest sens, având o creștere destul de semnificativă,
semnificativ a PIB-ului în acești ani. Deci, în procent, noi am rămas la același procent, mai puțin de un procent a crescut datoria de stat. A fost o polemică între participanțiile la dezbateri Victor Proteanu și Vitalie Gavruc. Stimate domnule Proteanu, așa cum ne-ați rugat, fact-checkeri au verificat aceste informații. Mai multe detalii ne dă colega noastră Mariana Colună. Da, fact-checkeri i-au verificat și poate nu trebuia să ne îndemni pentru că asta am făcut și dezmințim cifrele pe care le-a dat domnul reprezentant al formațiunii MAN. În 2021, atunci când a venit PAS la guvernare, datoria de stat, conform datelor de la Ministerul Finanțelor, era de 75,4 miliarde și nu 67, cum a zis domnul Proteanu. Datele prezentate de Ministerul Finanțelor la 31 iulie 2021. Iar în 2024, conform Ministerului Finanțelor, în august 2024, datoria de stat se cifrează la 108,8 miliarde față de cele 110 miliarde pe care le anunțase domnul Proteanu. Raportat la PIB, însă, trebuie să-l contrazic și pe domnul Gavruc. În 2021, raportat la PIB, datoria de stat era de 33,2%, iar în 2024, 36,2%, respectiv s-a majorat cu 3% și nu cu mai puțin de 1%, cum anunțase dumnealui. Pentru ca să punem într-un context aceste date, l-am contactat pe Oleg Tofilat, care este expert al Centrului pentru Politici Europene. Dumnealui a confirmat că nu este o diferență esențială, mai ales că PIB-ul este o noțiune cumva aproximativă și convențională, așa cum s-a exprimat dumnealui. Îndatorarea țării nu s-a modificat esențial în acest timp, în acești 3 ani de guvernare pe care o avem acum. Este important să înțelegem că sarcina de bază a guvernării actuale a Republicii Moldova și în anii trecuți, dar și în următorii 10 ani, va fi să se împrumute masiv pentru a dezvolta infrastructura, astfel a comentat domnul Tofilat, pentru că de asta depinde esențial supraviețuirea Republicii Moldova ca țară și trebuie să ne bucurăm, din contra, el a subliniat asta, trebuie să ne bucurăm când crește datoria și când banii împrumutați sunt utilizați diligent pentru a dezvolta infrastructura. Deci nu pur și simplu ne împrumutăm, dar și facem ceva cu banii ăștia, ei merg în dezvoltarea infrastructurii, ceea ce este bine și cetățeanul simplu vede efectul acestor investiții în infrastructură. Mulțumesc, Mariana, mulțumim domnului Tofilat pentru aceste explicații destul de prețioase din punctul meu de vedere, pentru că foarte mulți politicieni speculează pe tema datoriei externe și este important să punem punctele pe ei. Sper că cel puțin am dat acum câteva explicații utile pentru telespectatori. Continuăm cu o altă declarație a domnului Proteanu, rog regia. Dar oamenii spun 1 miliard și la 1,5, 1,2 miliarde care de europeni, Uniunea Europeană le-a adus în coace. Nimeni nu observă. Unii putem să vedem exact și s-au cheltuit. Același refren l-am auzit și din partea doamnei Olga Ursul la dezbaterile la televiziune. Se fac destul de multe speculații și la tema acestor investiții europene în Republica Moldova de 1,2 miliarde de euro în ultimii ani. O să rog pe colega noastră Elena Celac să ne dea explicații verificate la această temă. Да, для начала следует отметить, за какой период была выделена эта сумма 1,2 миллиарда. Это период с октября 2021 года по июль 2023 года. А в этот период Республика Молдова получила от Евросоюза более 1,2 миллиарда евро, как было озвучено, на поддержку Молдовы и граждан в преодолении энергетического кризиса и проблем в области экономики и безопасности. И чтобы еще более конкретными быть, речь идет о макрофинансовой помощи для страны, мерах поддержки людей, пострадавших от повышения цен на энергию, а также меры по повышению безопасности в контексте угроз, вызванных войной. Так как говорилось, что никто это не ощутил, но ощутили практически все жители, которые были определены в категории уязвимости. Каждый получал компенсации за энергоносители. Также есть категория людей, которые имела возможность заменить устаревшие электробытовые приборы на новые. Тем самым они могли сэкономить собственные средства.
Deci a fost o investiție care realmente a fost simțită de mai mulți locuitori ai Republicii Moldova. Este încă o narațiune pe care foarte des este speculată de către unii politicieni în această campanie electorală. Mulțumim, Elena. Și încă o declarație făcută la dezbatere de la televiziune de către doamna Olga Ursu, reprezentanta MAN la aceste dezbatere. Partidul politic MAN este probabil unicul partid care este prezent foarte intens pe tot teritoriul Republicii Moldova, anume cu ideea de da, de votarea cu da la referendum. Da, este sau nu este partidul politic, Mișcarea Alternativă Națională, ca să pronunț până la urmă denumirea acestui partid, este unica formațiune care merge cu opțiunea da, promovează opțiunea da în teritoriul țării. O să ne spună colega noastră Lilia Zaharia. Nu este unicul partid, este de fapt un fals, fiindcă în contextul ce a menționat doamna Ursu, dumneei mai precizează că este unicul partid care promovează ideea de da de votarea referendumului, neavând un candidat politic la prezidențiale. Deci noi cunoaștem că sunt mai multe partide politice care au optat da pentru referendum, neavând un candidat la prezidențiale, și vorbim de Partidul Verde Ecologist, Mișcarea Respect pentru Moldova, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa. Apropo, din dezbaterile din zilele trecute, chiar spunea doamna Arina Spătaru că merg prin localitate și dezminte diverse narațiuni despre acest referendum. Alte partide care optează pentru da la referendum, Democrație Acasă, Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Noi, Partidul Reîntregirii Naționale Acasă și Partidul Social-Democrat European. Și avem Partidul Voința Poporului. Deci, ceea ce speculează doamna Ursu, că MAN ar fi unicul partid care, neavând candidat, dar merge prin țară și vorbește cu da pentru referendum, este de fapt un fals. Da, mulțumesc tare mult. Am fost în cadrul acestor dezbateri la radio și la televiziune. Au fost mai multe declarații pe care noi am încercat să le verificăm. Am renunțat în cele din urmă pentru că sunt declarații politice, pentru că sunt semi-speculații, dar până la urmă am ales aceste 6 afirmații pe care noi le-am catalogat ca fiind speculații, iar unele falsuri. Mulțumesc colegilor verificatori de fapte, mulțumesc și studenților anului întâi de la Facultatea de Jurnalism a USM care ne-au ajutat în acest exercițiu. Stimați telespectatori, noi o să ne reîntâlnim luni când la Radio Moldova și Moldova 1 continuă dezbaterile electorale, iar asta înseamnă că Checaton Stop Fals la fel va continua. La revedere!